La conferința a patra regională consacrată mijloacelor de informare publică ale minorităților naționale și mass media locale, reuniune care a avut loc la Belgrad la 5 noiembrie 2015, a fost relevat rolul pe care mass media minoritară o are ca protagonist al găsirii unor soluții pentru problemele întâmpinate în activitate. Aceasta a subliniat Natasha Herrer, redactoarea colegiului de texte de la reuniunea amintită, publicație prezentată astăzi la o conferință de presă organizată la Novi Sad. Kalman Kuntić a relevat că pentru persistarea mass media minoritară este important să fie găsite și alte izvoare de finanțare în afară de cele de la stat. Mi ćemo naravno kao i do sada podržavati manjinske medije. Oni su od substancijalne važnosti za autonomnu pokrajinu Vojvodini, to se uopšte ne dovodi u pitanje. Ono što je nama svakako vrlo važno, da menadžmenti tih ustanova ili privrednih društava pokažu nastojanje da dođu do što je moguće većeg broja korisnika njihovih proizvoda s jedne strane, a s druge strane, zahvaljujući toj činjenici, i dođu do sredstava koje će sami zaraditi. Rozalia Ekres, directoarea concernului Magherso, a relevat că problemele pentru care se încearcă să se găsească soluții vor fi și în centrul atenției participanților la cea de-a cincea conferință regională care se va organiza la Novi Sad la 10 noiembrie 2016.